Ați auzit sau nu că protecția consumatorului vrea să oblige toți vânzătorii din piață să pună pe etichetă, pe lângă preț și mai multe detalii despre produs. De unde s-a dus, calitate, cum vi se pare? E un lucru bun. Pentru că tot ce s-a dus de afară, tot cu pesticide, tot, nimic nu este autohton. Deci toate sunt de afară. E un lucru excelent. Și o idee bună, adică, da. De da. Ce credeți că e o idee bună? Pentru că toată lumea te fraierește. Deci toți care așa încearcă să te... Protecția consumatorului a anunțat că dorește să oblige vânzătorii din piețe să treacă pe etichetă, pe lângă preț și mai multe detalii, origine și multe alte detalii legate de calitate. Da. Cum vi se pare? Foarte bună idee, pentru că ajută pe cel care cumpără să cunoască adevăratul producător. Iar el fixează prețul și atunci... V-ați simțit vreodată păcălit la piață? Ca să fiu sincer, da. Dați-ne un exemplu. În primul rând la gramaj. La gramaj mai... Știți cum e, să mai umblă la cântare. Așa nu. Că pune cei mai rău de sub, cei frumos deasupra și când îți dă, nu te lasă aleși obligat, asta e altceva. Dar, în general, aveți încredere în comercianți? Da, sau? Da. Credeți că vor respecta treaba asta? Păi dacă nu respectă, normal trebuie să răspundă. Dacă respectă, n-au nicio frică. Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului spun că oamenii trebuie să știe cât mai multe detalii despre produsele pe care le cumpără și că etichetele cu puține informații trebuie să dispară. Uitați, credeam și specie. Pe lângă... Uitați aici. Da. Uitați. Să se menționeze originea și alte detalii de... Cum vă pare? Da, e bine. E bun. E bun așa, ca să vadă să nu fie marfa din import. Asta toate, să nu fie cu chimicale, cu pesticide, cu dracu, știi ce mai pun ăștia de unde le aduc. Da, e bun. Ați fi de acord, da? Da. Bun, da. Și dumneavoastră acum le-ați menționat, dar sunt, da. Unde sunteți produse? La Uneaga. De la Uneaga. Da. Și ce, în afară de ce le cumpăr? Păi atât, da? Ce să vezi, da. Dar aveți solar? Mai târziu am mure, nu, n-am solar. În câmp, da, da. Și mai merge grădinăritul acum? Păi trebuie să mă duc să ud. Și la noi nu ploua de luna lumai cât o ploua, o ploua două, trei ploi, ci două, trei ore. Și să știi asta, nu știu, e compromis tare. Clienții piețelor spun că în general nu prea au încredere în comercianți, cel mai mult sunt deranjați când sunt păcăliți la cântar. Aveți vreo întâmplare de la piață când a fost să cumpărați și care v-a rămas întipărită minte, ați fost nervos sau pe... Nu nervos, dar m-am simțit nu chiar tot mai bine, pentru că... Am cumpărat, de exemplu, 2 kg de roșii, în locul 2 era 1800. Mai de ori am fost alimentar aici, nu dau numele, așa, și tipul constate de acum, mă, și auto, deci îi cer să cântărească. Chiar dacă este zahăr, îl pun să cântărească. De multe ori am văzut la un magazin pe național, nu dau numele, zahăr 900 de grame, în locul de kilogram, 4,50. Suntem furat urât. Inițiativa ANPC se află în dezbatere publică până în 25 mai.